Zilele trecute, ansamblul Floralia a susținut un concert deosebit în aula magna Carmen Silva de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Un concert care a adus în atenție două personalități ale muzicii laice de origine orientală. Despre proiectul cultural-educativ itinerar muzical balcanic de la Istanbul la București vom vorbi cu invitata mea din această dimineață, profesor universitar, doctor Irina Zamfira Dănilă, dirijor al ansamblului Floralia. Bună dimineața! Bună dimineața, doamne. Și mulțumesc pentru invitație! Care este scopul proiectului cultural educativ itinerar muzical balcanic de la Istanbul la București? Așa cum spune și în titlul, este vorba de un proiect care se adresează în primul rând tinerilor, în principal studenților de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, dar desigur și cadrelor didactice universitare și personalului nedidactic. Este un proiect prilejuit de aniversarea lui Dimitrie Cantemir. Anul acesta se serbează Anul Cultural Dimitrie Cantemir, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la trecerea sa la Domnul. Dimitrie Cantemir și Anton Pan. Da? Așa sigur. Este. Cum scoateți în evidență tematica abordată? Ne-am gândit la aceste două personalități, în primul rând la Dimitrie Cantemir, datorită aniversării sale, comemorării și aniversării sale, dar m-am gândit să completăm și cu un alt autor deosebit de prolific, este vorba de Anton Pan, cunoscut ca un compozitor de muzică bizantină, de muzică bisericească, dar și un renumit interpret al muzicii laice, pe care a notat-o atunci când a activat, și anume în prima jumătate a secolului al XIX-lea, într-o serie de broșuri intitulate foarte sugestiv Spitalul Amorului sau Cântătorul Dorului. Este vorba de melodii, Spitalul Amorului, foarte da, de melodii de dragoste în principal, și ceea ce am ales noi a fost acea parte de melodii care reflectă influența fanariotă, mai precis greco-turcă, în melos. Niște melodii așadar mai orientale, care se potrivesc bine cu melodiile compuse de prințul Dimitrie Cantemir. Care a fost reacția publicului la acest concert? Le-a plăcut? Sincer, am avut un pic emoții, neștiind dacă publicul va reacționa foarte direct, va fi emoționat de acest tip de melodii, mai ales că Dimitrie Cantemir, din păcate, nu este foarte cunoscut la noi în calitate de muzician, ci mai mult ca scriitor, ca etnolog, ca istoric și alte domenii pe care le-a fondat. Așadar, am avut emoții, dar m-am gândit că totuși va fi un impact la public, pentru că folosim anumite instrumente de origine orientală care sugerează lumea aceasta balcanică, și anume sugerează perioada otomană, curtea sultanului și tot ceea ce se cânta. În general, românilor le place muzica de origine orientală? O salută? Sau? Sigur, da. Avem o înclinație, spunem noi, firească și pentru această latură, pentru că și noi suntem balcanici, în sensul bun, desigur. Și faptul că muzica bisericească la noi, cel puțin în Moldova și Țara Românească, este de origine bizantină, a făcut ca aceste moduri orientale să intre în memoria colectivă și să ne regăsim și în sonoritățile orientale și în ritmurile orientale, desigur. Pentru interpretarea cât mai autentică a repertoriului de cântece, de lume, notat de Anton Pan și acelui folcloric autentic românesc și
balcanic. În acest concert ați folosit mai multe instrumente tradiționale despre care ați vorbit și cu câteva secunde. Care sunt aceste instrumente folosite în concert? Da, instrumentele sunt foarte importante pentru că ele ne dau acea atmosferă specifică în general. Și ne-am orientat spre acele instrumente care sunt mai deosebite, în sensul de chiar de origine orientală. De exemplu, canonul. Canonul este un instrument cu corzi ciupite, cu rol de acompaniament în general, dar poate fi folosit și solistic. Așadar, am ambinat partea solistică cu partea armonică și am avut un rol foarte important în cadrul concertului. De asemenea, alt instrument de percuții de această dată, tot de origine orientală, este, de exemplu, darbuka. Este o tobiță mică, sub forma unui pahar cu picior și se bate cu palmele și foarte frumos conturează melodia, dă acel iz oriental. O altă tobă, tot de origine turcă, chiar este bendirul, o tobă de dimensiuni mai mari, la care am avut bucuria să cânt, să bat chiar eu, și ea punctează... Dumneavoastră! Da, ea punctează formulele ritmice specifice muzicii otomane. Este o tobă cu un timbru mai grav, se aude un sunet mai grav la ea, dar foarte interesant. Având în vedere că în acest concert au participat și instrumente de origine orientală, cum ajunge mesajul muzical la public în cea mai pură formă sa? Contează foarte mult și atmosfera și anumite elemente de decor? Sigur. Sau contează doar talentul, să zic așa? Ca întotdeauna, sincretismul este de dorit în artă. La noi a fost cuvântul regăsit în cântecele de lume notate de Anton Pan, versul, așadar, și am avut partea de melodie, desigur, care în prima parte, deci pentru concertul pentru repertoriul de Cantemir a fost doar strict instrumental, iar pentru partea a doua a concertului a fost vocal instrumental, deci și instrumentele și vocile s-au împletit. Și zic eu că și partea vizuală, cea legată de vestimentație, a avut o sugestie spre zona aceasta balcanică, orientală, pentru că am reușit să ne facem niște noi ținute la ansamblu. Deci ați fost foarte atenți la detalii, astfel încât să-i puteți impresiona pe cei care vă... Ne-am dorit lucrul acesta, să avem o ținută nouă și să onorăm într-un mod deosebit. Ținutele au fost create special pentru acest concert? Au fost create special pentru acest concert și au avut o sugestie bizantină, în sensul de pe un fond vișiniu s-au asezonat nuanțe de auriu și un model cu tentă, să spunem așa, bizantină cumva. Și ziceam noi că frumos. S-au simțit foarte bine și tinerii, fetele erau foarte elegante și băieții și ei nu erau mai prejos decât fetele. Frumos acest concert despre care vorbiți. Ce alte spectacole pregătiți în perioada următoare? Nădăjduim să reluăm acest program și să-l mai dezvoltăm în toamnă, să avem un program mai extins de muzică de Cantemir, cam în jur de 45 de minute măcar, acum am cântat doar jumătate de oră de Cantemir, și să nu neglijăm nici vocile și ele să continue să înfrumusețeze repertoriul nostru cu melodii de Anton Pan. Deci acesta va fi undeva în 1 octombrie și apoi vom relua un program de colinde tradiționale balcanice în luna decembrie. Cam acestea sunt cele două proiecte mari care dorim să le mai perfecționăm, pentru că totdeauna este loc și de mai bine. Și de fiecare dată veniți și cu detalii noi, bănuiesc? Încercăm să aducem măcar un plus de frumuseți în interpretare, de șlefuire, să avem o atitudine, studenții să învețe să fie mai expresivi pe scenă, să zâmbească, foarte important lucrul acesta de a transmite bucuria publicului. Exact, pentru că atunci când ești pe scenă, contează nu doar talentul, contează inclusiv și energia pe care o emani pe scenă. Cel mai important. Pregătirea
educarea vocii, repetițiile, dar inclusiv și energia pe care... Cel mai important este să transmitem energia, bucuria cântului și să fim convinși că acel moment este unic. Și ce frumos ați spus! Da. Să fim convinși că acel moment este unic. Doar așa îi vom convinge și pe cei care ne urmăresc că au urmărit ceva deosebit, inedit, frumos. Da. Doamna Irina, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați reușit să ajungeți la noi în această dimineață. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru bucuria de a fi împreună despre o temă frumoasă. Cu cel mai mare drag și de fiecare dată când mai pregătiți un proiect la fel de frumos ca acesta, vă așteptăm în platoul Bună Dimineață! Vă mulțumesc! Cu cel mai mare drag! Dragi telespectatori, alături de mine în această dimineață a fost conferențiar universitar doctor Irina Zamfira Dânilă și dirijor al ansamblului Floralia al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași.